Salutare, prieteni, și bine ne-am regăsit! Astăzi o să vă spun câte puțin despre clipurile pentru membrii canalului și pentru membrii premium ai canalului, pentru că acolo o să fie o diferență. Episoadele pentru membrii canalului vor începe să fie difuzate din 1 ianuarie. Până atunci vreau să le pregătesc, să am mai multe amănunte, să știți cât mai multe despre instalații, despre cum le realizăm, ce trebuie făcut în cazul în care am găsit instalații care n-au fost făcute de noi și trebuie să facem unele modificări, de ce trebuie să le facem și cum le facem. Vor vorbi, cum v-am mai spus, despre pufere și boilere, vom vedea când trebuie puse puferele și când nu, dacă sunt utile, dacă nu sunt utile, iar pentru clienții premium, aici clienții premium care vor să învețe să regleze freonul, vom vorbi mai în detaliu cu ei și în special trebuie să fie unii din acele persoane care au respect de ei însuși prima dată și bineînțeles respectul pentru persoanele care lucrează, pentru că acolo, nu numai respectul, dar contează și voința fiecăruia, dar și răbdarea. Pentru că atunci când vrem să reglăm un compresor, un aer condiționat, să spunem, da? Avem nevoie de multă răbdare. E posibil ca unele compresoare să dureze și 4-5 ore până când un compresor poate să fie reglat așa cum trebuie. Pentru că acolo trebuie ținut cont de mai multe criterii, cum ar fi lungimea instalației, viteza cu care trece apa prin recuperator. Plus de asta trebuie să luăm fiecare modul în parte, fiecare compresor în parte și lucrat cu câte unul. În cel mai rău caz, când mai prindeți experiență, puteți lucra cu unul și încă unul mergând, da? Asta în cazul instalațiilor mai mari, când aveți nevoie să vină apa caldă mai repede, să puteți face reglajul, pentru că niciodată un reglaj nu se poate face când apa rece este în instalație sau abia a început să funcționeze. De aceea vă spun că cei care vor să învețe cum se reglează compresoarele trebuie să fie persoane cu răbdare, persoane care vor să facă cu adevărat lucrurile să funcționeze bine, așa cum trebuie să funcționeze. Vom avea în perioada rece, perioada cea mai bună de făcut reglajele, pentru că atunci când este cald, compresoarele nu se pot regla datorită faptului că senzorul de afară, dacă citește că e cald afară, senzorul de temperatură, nu o să lase compresorul să accelereze prea mult. Da? Avem o colaborare între senzorii interni și senzorii externi, care aceștia dictează compresorului ce are de făcut, iar noi nu facem nimic altceva decât să-l ajutăm să funcționeze cum trebuie, reglând presiunea freonului. Da? O să aveți nevoie de un aparat mai profesional, nu doar de acela analog, aveți nevoie de un astfel de aparat, da, digital, cu cât este mai performant, cu atât este mai bine. Aici vom vedea în funcție de presiuni vom vedea temperaturile freonului pe tur și pe retur. Ne interesează foarte mult acest lucru. Acum am un compresor în degivrare. De aceea a scăzut presiunea și la acesta. Eu acum lucrez cu două odată. Unul merge și pe celălalt îl reglez. Da? Pentru că am o instalație mai lungă, îmi vine apa caldă mai greu înapoi, sunt calorifere multe și atunci pentru un reglaj mai fin, să spunem, mai satisfăcător pentru client, o să avem nevoie de funcționamentul a două compresoare. Acolo trebuie să știți că cei care vor să învețe să regleze compresoarele trebuie să aveți și un atestat că puteți lucra cu freonul, altfel nu vă pot arăta. Pentru că știți foarte bine că acum
s-a dat o lege care nu mai permite oricui să instaleze aerele condiționate. Până acum se puteau instala de către oricine, nu era o obligativitate de a avea un atestat. Acum este necesar. Deci cei care vreți să învățați, trebuie să aveți atestate, pentru că altfel nu vă pot ajuta. Doar informativ despre tot ceea ce ține de instalația termică, idrică, să spunem, da? În rest, cu freonul e altceva. Sper că ați înțeles ce am vrut să vă transmit. Din ianuarie, pentru membrii canalului, vom avea episoade acurate, bine explicate cum trebuie să procedați ca o pompă de căldură să funcționeze așa cum trebuie, indiferent de marca ei de pompă. O să vorbim și puțin despre cele apă-apă, cu toate că despre acele vom vorbi mai puțin, pentru că acolo sunt mai puține reglaje de făcut. Acolo totul contează doar de cât de bine este făcută instalația termică. Dacă instalația termică este făcută bine, tuburile sunt dimensionate cum trebuie, instalația are un demers bun, da? Apa trebuie să circule, cu cât circulă mai bine și cu volume bune de apă, exact pentru casa respectivă, atunci și pompele vor funcționa cum trebuie. Dacă instalația nu este realizată cum trebuie, nu este bine dimensionată, nici pompele de căldură nu vor funcționa cum trebuie. În plus, trebuie să știți că o pompă de căldură, înainte să o cumpărați, trebuie să vă asigurați că aveți casa cu o izolație măcar medie, adică un 10 cm de izolație termică pe din afară sau pe dinăuntru. Na, unii fac pe din afară, alții fac pe dinăuntru. Altfel, o pompă de căldură niciodată nu poate să ridice temperatura apei așa cum o face o sobă cu lemne sau una cu pelet sau o centrală pe gaz, pentru că aici vorbim de temperaturi mai joase. Dar asta vom discuta în episoadele următoare cu membrii canalului, bineînțeles și câteva alte episoade pentru simpli abonați sau simpli vizitatori. Dragii mei, vă salut! Vă urez multă sănătate și toate cele bune. Ce auzim de